Și... La toată lumea. E mai bun decât cu ăla. Da. Mulțumesc! Mulțumim! Da, fiinte. Acesta este protocolul. Vreau să-l punem și la dispoziția dumneavoastră și, sigur, repet, sper să fie începutul unei colaborări fructoase și baza unui protocol în care să se coalizeze mai multe sau majoritatea formațiunilor mai mici care își doresc cu adevărat să conteze în politica din județul Timiș. Și aici nu vă ascundem că purtăm discuții inclusiv cu cei de la Partidul Verzilor, inclusiv cu PNCCD-ul și cu alții care încet, încet poate doresc să intre în această colaborare pe termen lung cu noi. Un protocol de colaborare care se va naște astăzi între Partidul Mișcarea Populară și Partidul Ecologist Român la nivel de județul Timiș, un protocol care, spunem noi, va încerca să pună bazele unei colaborări pe termen lung între cele două formațiuni politice, un protocol care va încerca să aducă un protocol care va încerca să sprijine tot ceea ce înseamnă inițiative atât din punct de vedere al Partidului Mișcarea Populară, a programului politic a Partidului Mișcarea Populară, cât și programul politic a Partidului Ecologist Român. Sigur că în momentul de față Partidul Mișcarea Populară are un număr important de consilieri locali la nivel de județ, consilieri care vor încerca și vom încerca împreună să impunem și să facem politici comune acolo unde se suprapun consilierii noștri cu consilierii Partidului Ecologist Român, să încercăm să susținem proiectele pe care le vom avea în comun cele două formațiuni politice și sigur că da, nu în ultimul rând, să încercăm să ridicăm nivelul de a face politică acolo unde lucrurile au degenerat foarte tare. Sigur că lucrurile nu sunt simple și în momentul de față, la nivel de județ, partidele, cele două mari partide, PSD-ul și PNL-ul, oarecum domină scena și consiliile locale și scena politică, dar sunt localități, sunt UAT-uri unde împreună noi vom face oarecum diferența. Sunt comune unde votul nostru va conta și sigur că în momentul acela vom încerca să... Bună ziua, haideți vă rog! Vom încerca să aducem proiectele pe care le vom avea în comun și inițiativele și propunerile de proiecte să le susținem împreună și să încercăm să le transformăm în soluții valabile pentru comunitățile din localitățile respective. Îl las să spună câteva cuvinte și pe colegul meu. Sigur că nu pot decât să-i mulțumesc pentru prezența împreună la această conferință de presă. Îi mulțumesc pentru deschiderea pe care o are vis-a-vis de acest protocol și sigur că proiectele Partidului Ecologist Român vin să suplimenteze și să se complementeze cu
agenda publică pe care Partidul Mișcarea Populară o are. Dorim să facem o colaborare cu dânsii pentru a ne susține proiectele, pentru a duce la nivel de Consiliu Județean. Se știe că Partidul Ecologist Român Pilea Timiș nu are nici consilier județean, nici parlamentari. Dorim să deschidem o colaborare inclusiv la nivel parlamentar pentru diverse interpelări ce avem nevoie în comunele în care noi avem consilieri, ci și pentru tot județul. Sunt probleme unde noi nu avem consilieri, dar lumea ne solicită să-i ajutăm și bineînțeles că nu vom face pasul înapoi, vom ajuta. Neavând parlamentar, neavând consilieri județenii, am considerat oportun să deschidem o colaborare cu Partidul Mișcare Populară Pilea Timiș pentru a ne ajuta. Bineînțeles că nu avem proiecte doar pe mediu. Noi suntem ecologiști, ne place iarba verde, aerul curat, cum cred că tuturor le place așa ceva și doresc așa ceva, dar ne interesează și alte proiecte din județ, fiindcă nu totul se rezumă la iarbă verde și aer curat. Bineînțeles că ne interesează apă, canal, drumuri bune și așa mai departe. Ca o scurtă paranteză, dacă vă interesează și doriți, avem 10 consilieri în județul Timiș, unul de oraș și 9 de comune. Cam atât aș dori eu să vă spun și mulțumesc și eu Partidul Mișcare Populară Pilea Timiș pentru că și-a arătat interesul să colaborăm și să ne ajute acolo unde noi avem nevoie. Da, sigur și eu îi mulțumesc domnului președinte că împreună cu cei 63 de consilieri pe care Partidul Mișcarea Populară îi are, cei 10 care îi au dânsii o să vină în completare și vom reuși ușor, ușor să facem lucruri mai bune, zic, împreună și sigur că Partidul Mișcarea Populară e și are în momentul de față o deschidere foarte mare față de proiectele și de programul politic al Partidului Ecologist, fiindcă, sigur, în România nu este destul de puternic, dar știm că la nivel european Partidul Ecologist are o forță destul de bună. Noi, în momentul de față, vom semna acest protocol și vom... Începând de astăzi vom duce o colaborare la nivel de tot, la nivel de localități și sigur că vom încerca în viitor să aducem și alți colegi de la alte partide în această colaborare, o colaborare care noi o dorim să fie și începutul unei coagulări la un moment dat în zona de dreapta a politicii timișene. Partidul, fostul partid PDL a fost un partid de suflet și rămâne în continuare un partid de suflet pentru mulți care au activat de-a lungul timpului în partid. Sigur că mi-a rămas și mie, în momentul de față el nu mai există. Sigur că la nivel de conducere centrală, spiritul pe care Partidul Democrat Liberal l-a avut și acea coeziune de forță prin care am reușit să dominăm la un moment dat destul de puternic scena politică națională, se uită destul de greu. De acolo până la reînvia acest partid e cale lungă. În momentul de față, interesul nostru este finalizarea fuziunii cu UNPR-ul și vreau să vă spun că astăzi e un termen pe acest capitol, un termen care poate va fi unul pozitiv și chiar va încheia această fuziune. Noi așteptăm ca această fuziune să închidă și sigur că în momentul respectiv ca și influență din perspectiva consilierilor din consiliile locale la nivel de județ
vom crește destul de mult. Discuții sunt permanente și cu foști colegi de la, foștii mei colegi de la PNL și cu alții care sunt prin PSD în momentul de față, deci noi așteptăm cu drag pe oricine dorește să facă o politică adevărată, o politică curată, o politică de centru-dreapta și nu suntem sau nu avem uși închise pentru nimeni. Indiferent că am mai făcut politică sau sunt oameni care n-au făcut politică până acum și își doresc să se implice în politică. Vedem cu toții ce se întâmplă în momentul de față pe scena politică, vedem degradarea din ce în ce mai mare a actului politic, eu așa o văd cel puțin, și sigur că oamenii cu multă experiență care au fost la fostul PDL sau la PNL, nu pot decât să vină să contribuie și dacă sunt lăsați să se implice, să ridice acest nivel de calitate. La fel și oameni care n-au mai făcut politică, oameni care au reușit la ei în domeniul lor de activitate să fie oameni importanți, oameni de afaceri, oameni care sunt profesioniști în ceea ce fac, medici foarte buni sau alte profesii. Sigur că am foarte multe discuții și cu genul ăsta de interesați să intre în politică și nu vă ascund că în viitorul apropiat o să fie multe nume sonore care o să ni se alăture Partidului Mișcarea Populară și cu care vom încerca să ne impunem. Cine sunt numele astea? În momentul de față nu pot să vă spun. Sigur, sunt discuții. Nu neapărat numai din PNL. Vorbeam de oameni care n-au mai făcut politică și care sunt performanți acolo unde ei își desfășoară activitatea și care doresc încet, încet să se implice. Foști pedeliști din PNL Timiș? Sunt și foști pedeliști din PNL Timiș și din PSD Timiș care își doresc să ni se alăture Partidului Mișcarea Populară. Cum? Actual primar. Inclusiv actual primar. Dar până acolo, sigur, aș vrea să vă mai spun câteva cuvinte despre o problemă foarte importantă și văd că este tratată de, apropo de primari, cu multă, multă lejeritate și aici aș vrea să readuc în discuție solicitarea pe care eu, în calitate de parlamentar de Timiș, și spun parlamentar de Timiș fără să specific formațiunea politică, am solicitat-o către toate primăriile din județ, făcută la data de 24 noiembrie, pentru a încerca să aflu prioritățile și agenda publică a județului nostru. Și vreau să vă spun că până astăzi am primit câteva răspunsuri de la unii. Din păcate, din 99 de UAT-uri, majoritatea sau marea majoritate nu au răspuns solicitării mele. Stau și mă întreb, oare chiar nu există niciun fel de interes ca proiectele județului Timiș să fie duse în București, să fie discutate în Parlamentul României vis-a-vis de aprobarea bugetului la nivel național. Am discutat cu colegii inclusiv de la PNL și de la PSD, dacă știu ei alte priorități sau alte proiecte, să încercăm să ne unim toți acolo și să votăm acele inițiative. Și din păcate niciunul nu mi-a confirmat că ar fi primit solicitări directe de la primarii din județul nostru, ca să știm și noi acolo în București ce facem, cu ce votăm. Aici aș vrea să exemplific primăria din Libling, domnul primar Munteanu, pe această cale îi mulțumesc mult, a avut deschiderea și mi-a prezentat o listă de peste 15 proiecte pe care și inițiative pe care dânsul în perioada următoare dorește să le implementeze în comună și aici aș vrea să amintesc câteva, numai reabilitarea și modernizării a unor străzi din comuna și din satele Cerna și Iosif, asfaltarea drumului comunal între Cerna și Berinii,
o rețea de canalizare menajeră în satele Cerna și Iosif și așa mai departe, organizarea unui sistem de colectare. Deci sunt 15 solicitări de la comuna Libling. Vreau să-i mulțumesc colegului și prietenului meu, domnul primar de Sân Nicolau Mare, Dănuț Groza, care mi-a răspuns solicitărilor și care mi-a trimis agenda publică pe care dânsul o are. Și aici vreau să aduc câteva exemplificări. Abilitarea centrului pietonal din orașul Sân Nicolau Mare, în valoare de 5 milioane de lei, o pistă de bicicliști care dânsul consideră că e nevoie, făcând legătura între două mari fabrici, traversând orașul de la nord la sud, în valoare de 2 milioane jumate de lei, un centru spa ca și bază de tratament, având în vedere faptul că pe raza orașului se găsesc 7 izvoare de apă termală și geotermală. Și sigur, dânsii, Consiliul Local din Sân Nicolau, împreună cu primăria, consideră oportun construirea unui centru, unui centru spa în valoare de 48 de milioane de lei. Și sigur, mai sunt și altele mai mici, dar sunt importante și sigur că agenda publică din orașul Sân Nicolau Mare este una destul de interesantă și consistentă. În același timp vreau să-i mulțumesc domnului primar de la Darova, domnul Tilihoi Sorin, care mi-a pus la dispoziție agenda primăriei și care sigur că voi încerca să o prezint la proiectul de buget pe care săptămâna viitoare va intra în plenul Parlamentului. Și aici aș vrea să vă dau, să vă exemplific reabilitarea și modernizarea școlii generale din Darova și reabilitarea și modernizarea unor străzi din comuna Darova și Hodoș.